ziua, sunt Mirela Marinescu și vă invit să fiți alături la o nouă ediție a emisiunii Orizontul Culturale. Astăzi, invitat de onoare, este maestru Gheorghe Zamfir, care a fost prezent zilele trecute la Craiova, la lansarea volumului omagial Un miracol românesc, Gheorghe Zamfir, tipărit la editura Beladi. Vom asculta împreună câteva povești de viață depănate de maestru și apropiații săi, dar și câteva doine și balade pe care le-a interpretat în cadrul recitalului susținut cu ocazia lansării volumului în sala albastră a Universității din Craiova, care a fost preț de câteva ore capitala mondială a Naiului, după cum frumos a creionat evenimentul profesor universitar dr. Dumitru Tovescu, coordonatorului volumului de monografie. Sala albastră a Universității Craiova a găzduit în această săptămână, în prezența maestrului Gheorghe Zamfir, lansarea volumului omagial Un miracol românesc, Gheorghe Zamfir, tipărit la editura Beladi. Lucrarea este coordonată și prefațată de profesor universitar dr. Dumitru Otovescu, iar autori sunt profesor universitar dr. Sorin Liviu Damean, lector universitar dr. Florin Olteanu și lector universitar dr. Ionuț Șerban de la Facultatea de Drept și Științe Sociale. Volumul dedicat maestrului Gheorghe Zamfir cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani de viață, pe 6 aprilie și a 50 de ani pe marile scene ale lumii, este o prefață la Anul Internațional Gheorghe Zamfir, pe care îl va organiza fundația cu același nume. Asistența care a umplut sala albastră a Universității din Craiova a putut asculta povești de viață, adunate în cei 50 de ani petrecuți pe marile scene ale lumii și depănate de maestrul Gheorghe Zamfir. Despre suferința pricinuită de dorul de țară, din perioada când a stat departe de ce era mai drag, de România pe care o poartă în inimă și o va purta până la ultima suflare, dar și despre modul cum a plecat de pe meleaguri mioritice, a vorbit Gheorghe Zamfir. Nimic nu vedeam în față decât România. Și mileniile de trăgare și de lacrimi și de zăduși. Consternat, de Crăciun, auzeam cântăreții armeleni cântând colinde. Unii erau în fața regelui Mihai și consideram în acele momente că cel mai mare cataclism al secolului 20, care s-a bătut asupra României, a fost pierderea regatului și a monarhiei. Regele vârstă peste 90 de ani, cântăreții care cântau colinde, urlau ca disperații în niște melodii. Noi suntem români, noi suntem romani, noi suntem românași de trei. Un altul care a venit după, mai tare, mai arogant, mai antiromân și mai antipatriot. Bunicul meu, tatăl meu a fost cioban. Și bunicul a fost trăian. Mi-a venit să sar pe televizor. Era o plasmă imensă. Să-l sparg, să-l fac în bucări, să-l arunc pe gen. De 2000 de ani autoflagelăm. Și ne dăm cu capul de pereți. Și ne subjugăm și îngenunchem în fața unor oameni care nu aveau nimic comun cu acest popor, cu această greșe, ne prosternăm în fața lor, parcă cerându-ne iertare că ne-au cucerit și ne-au jefuit. Și suntem singurul popor care ne cere iertare în fața cuceritorului. Că nu ne-au omorât prea mult și nu ne-a jefuit prea mult. Și atunci mă întrebam în mire de concerte pe care le-am dat pe scenele lui, pe cine să te vezi? Pe Traian sau pe Decebal? În niciun colind din 2000 de ani câte au fost create în sufletul acestui popor, n-am auzit de o revistă și de
Deci, ei n-au cântece. Au 7 domnului, TVR-ul, să ține după mine cu carul cu lor, mânea Ceaușescu, în anul 70, la Ateneul Român, și mi-a carul zero. Carul zero era lui. Carul color să le ridice pe Zamfir, fie la Ateneu, fie la Sala Radio, fie la Ateneu, fie la Sala Radio. El vrea să aibă casetele în color despre mine. În 1982 a zis, dedic aceste concerte, celelalte nouă, 3 concerte, între 9 și 13 ianuarie 1982, lui Dumnezeu, care e mine și tot ce ne împrejur. Două luni de zi, nu mi-a ieșit pașaportul, mi-a fost anulate toate vizele și pașaportul. Și a apărut acel curent al meditației transcendentale, cum că intelectualii din România vor să distrugă comunismul și să ne înlăture pe Ceaușescu. Și am fost primul pe listă dintre ei. Doctori, profesori universitari, studenți, oameni de bază, poeți, scriitori, pictori, 3.000 au fost deportați din București, toate poporul rețet. Nu se spune nimic despre acest moment tragic. Eu eram primul pe listă. Și atunci Ștefan Andrei, ministru de externe, cu Benone Sinescu, prietenul meu, intra pe partea Windows de la minister. Face luna cu semna. Vreau să nu spun nimic despre microfonul ăsta. Vin oamenii, poi bine, e un avion la 9.30 spre Paris, e în aiurile și o valiză, pleci și nu mai vin. Căci au ajuns cu pe oară. Și au fost două tentative de asasinat. Le-am știut, am fugit în Canada, am venit la Paris, m-am dus în Elveția și m-am ascuns și am scăpat. Aceste lucruri le vom scrie în volumul 2. Dacă va fi, sper. Chinurile și suriul, nu le pomenesc aici, am spus așa doar câteva fraze succinte, ca să se știe că au existat și pericole în care viața mea a fost expusă. De ce? Pentru că am avut în verbul meu, așa cum am și în condei, și în culoare, și în muzică, și în compoziții, acel curaj al țăranului care vine din Gorjul strămoșesc, de unde erau moșneni. Erau gorjeni moșneni, adică daci vechi, nesupuși. A știut însă să transforme durerea vieții în triumf și să-și exprime sentimentele prin muzică sau cu ajutorul pensulei pe pânzele pe care le-a zugrăvit, ori cu penița pe hârtie atunci când sufletul nu mai putea suporta trăirile. Poveștile de viață de pe marile scene au rămas vii, aproape de inima sa mare, iar astăzi sunt dezvăluite lumii. Parisul 1970. Deci am ajuns în 70 de ani, culmea, începuse epoca aceea halucinantă a glorificării genului Carpaților. Gheorghe Zamfir avec ses musiciens vous promène à Romanie. Un teatru unde era un banner de 6 metri. Atât era lat de 1 metru jumătate. Gheorghe Zamfir cu muzicienii lui vă plimbă prin România. Este colosal. Și jos încă un... Eu eram în fața teatrului și jos încă un afiș. Succes excepțional, prolongation. Adică succes excepțional, prelungirea a 46 de 45 de recitaluri cu folclor românesc. Și programul scria suită muntenească, suită oltenească, suită motovenească, suită bărânțeană, suită din Maramureș, Horea ca la caval, că la neam are închisă să-l și stăscă Dumnezeu la voi, în voi ce mare. Că m-a învățat multe acest bătrân Bart, care era în Australia, părea Sydney, și erau benere deasupra bulevardului la Sydney și la Melbourne, erau așa, trei dus, trei întors. Ce le ține avea bulevardul? Dacă erau trei benzi dus, trei întors, erau 50 de metri, 70 de metri. În centrul Sydney și Melbourne și spunea Welcome to George Zamfir. Bine a venit Gheorghe Zamfir în orașul australian. Și mergeam pe autostrăzile alea spre Brisbane, spre Perth, coasta cealaltă, nu Pacific, era pe coasta indiană. Catedrală, plângea lumea sa în catedrală.
Bascu Batista era opt. Și eu cântam Doine. Doine Avotului. Balada Jarbele, la tenis. Și îl întrebam pe Nea Marina, la alfabet nu știa să scrie, să citească. Nea Marina, da, șeful. Eu conduceam. Ce scrie? Unde suntem noi aici? Nu știu, șeful. Anea Marina, tu cum să nu știi că s-a spus benzinindu? Cred că suntem la Paris. Da, șeful, suntem la Paris. Și noi eram în Australia. La Adelaida, 3.000 de oameni s-au operat în Sydney. N-a călcat niciun de română. Nici Angela Gheorghe a operat în Sydney. Eu am dat 3 concerte. Sold out, vândută sa. Afișele mele erau lângă Zubin Mehta, lângă Ehudi Menuhin. Și noi cântam folclor obrez. Și am intrat acolo într-o sala arhipină și am început să cântăm. Nu știam niciodată ce cântă. Să uitam stângă la ansamblu, mai zice. Deci eu făceam așa, eu făceam așa. Ce facem? Cu ce? Voi să așteaptă să începem. Și Nea Marina începe mai da. Că nici nu era părășit. Nu, de moșul. Și spune, dom'le, tu te-ai repede și Dorine, de la clare din Chișoara, de lângă Timișoara. Tu te-ai repede și spune moșul zi. Venim moșul și venim cu corările de aia de cowboy, de lui tase să se îmbrace în postul național. Și a intrat în postul de cowboy pe știință. Și a început. Acum află, ce mai spun, cavalul sau ce cum vrei? Mi-e șoptam așa între noi, a credat că ăsta e scenariul concertului. Și am pietrit, 3.000 de oameni, stăteau așa, ce fac aici de la... Scenografia concertului, am fi aici, erau 30 de drapele acolo și între drapele alea a țărilor participante la festivalul era și drapele României. Și începe moșul, ta-ta-ta-ta-ta-ta. La fluier, sunt blocase. Și de ce? Și a dracu, vouă! Am rămas. Stânga părăsit sambalul și am căzut jos. Mihăiesc a pus clarentul pe sambal și plângeam de râs. Sau râdeam plângând, sau nu știu. A început să râd de sara. Se gândește, sunt niște actări extraordinare. Credeam că stai în concert. Nu avea cum să fie uitat la ceasul amintirilor momentul divin al întâlnirii Naiului cu Orga. 72, s-a născut Nai cu Orga dintr-o dată, așa. Eram la Lozan, am avut un vis, m-am sculat, transpirat, era flash, pijamal era flash. Iau telefonul, chem pe Marcel să le zic, am avut un vis. Ce vis? M-am visat într-o catedrală și erau mii de păsări și era un succes uluitor și cu Orga m-a acompaniat, Orga m-a acompaniat. În 300 de ore era în curte. Ce fac? L-am părăsit serviciul. De ce? Ideea ta e genială. Ce faci? Păi, deja am dat telefon la biserica din Piu Jos, din Belozan. Mergem mâine și înregistrăm. Am luat telefon, că nu două microfoane cu condensator și am început înregistrăm. Succesul a fost lucru. Revoluție planetară. Nu s-a întâlnit niciodată în universul muzical de la Bach încoace și înainte o combinație atât de superbă și de întâlnirea dintre maestrul Gheorghe Zamfir și Nai nu a fost întâmplătoare, iar povestea ne-o spune chiar domnia sa în cadrul unui interviu pe care ni l-a acordat. El este sfânt de la Amazon. Da. Pentru că el a început cu poporul primordial, care este poporul român, care este litera A, și tot cu poporul primordial se va sfârși și această lume care poartă numele 5, și care trebuie într-un fel să tragă o concluzie din existența sa. Pentru că aproape n-am învățat nimic. Adică în loc să cucerim Sfințenia, să ne aprofundăm cunoștința și credința, noi părăsim, cum spune frate, puțin Sfințenia din noi și Sfințenia pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, care nu e altceva decât perfecțiunea. Deci dacă Dumnezeu ne-a făcut
după chipul și asemănarea lui, care nu este decât perfecțiunea și noi suntem perfecți din parte divină, noi ar fi trebuit să păstrăm aceste lucruri și nu le-am păstrat. Și din păcate ele se prăbușesc și se prăbușesc cumplit peste noi și vom suferi imens pe această linie. De ce dintre toate instrumentele naiul s-a prins cel mai de sufletul dumneavoastră? Pentru că am descoperit în el valențe divine, am descoperit în el rădăcinile multimilenare ale neamului și am descoperit faptul că este un instrument inițiatic, pur inițiatic. Prin el pătrunzi în sensurile necunoscute ale muzicii. Pianul este un instrument făcut, fabricat, cu metale, cu fel de fel de, cu fildeș, cu pedale, cu cutii de rezonanță, cu corzi și așa mai departe. Este un instrument mecanic. Toate instrumentele care au fost făcute de mână de oameni sunt instrumente mecanice. Rămâne fluierul, cavalul, care sunt instrumente divine, care n-au mecanică în ele, n-au decât acele găuri peste care pui degetele și cânti, sufli și instrumentul cântă și este făcut din esențe sfinte, cum ar fi prunul, cireșul, salcâmul, paltinul, socul, nu știm că floarea de soc este mirific, are caracteristici și efecte binefăcătoare asupra sănătății omului și toate celelalte. Deci noi le-am făcut aceste fluiere care cu care am traversat milenii, le-am făcut din sufletul nostru, din mâna noastră, din emoția noastră, din vibrația noastră sufletească. Așa și naiul, care a ieșit din apă ca și lemnul, orice lemn se naște, că fără apă nu trăiește nimic, el este un instrument divin, este un instrument sacru, care are foarte multe de spus și îmi pare rău că școala naistică românească modernă, dacă pot să utilizez acest termen, este neconvingătoare, a căzut pe mâini care nu exprimă nimic și în suflete care sunt goale, sterpe și n-au niciun fel de cunoaștere asupra luminii și a lui Dumnezeu. Sunt 50 de ani care s-au scurs pe marile scene ale lumii pe care dumneavoastră ați urcat. Ce înseamnă această perioadă pentru un artist? Nu a fost deloc ușor, a fost și acea perioadă de exil care, de fapt, ați luat-o ca pe un triumf până la urmă. Am luat-o ca pe un triumf pentru că îmi trebuia o completare. Durerea a fost atât de imensă, atât de colosală și inexprimabilă în cuvinte, încât trebuia să mă exprim în ceva. Și Dumnezeu mi-a dat în mână, mi-a dat această revelație a rugăciunii Nai, în 1968, în catedralele catolice, culmea, că ortodoxii nu permit cântul instrumental în biserică, în biserica ortodoxă. Dar catolicii da, pentru că orga este considerat regele instrumentelor. Poate pentru ei, dar pentru mine instrumentul rege este instrumentul naiului, pentru că el a ieșit din natură. N-are nicio făcătură în el. El este trestia ruptă de vânt și vântul cântă în ea. Deci eu sunt convins că acești ani pe care i-am petrecut, care au fost și ani de durere, au fost și ani de imensă satisfacție, pentru că mi-am vărsat durerea în lacrimă și lacrima a devenit lumină. De fapt, aici a fost toată metamorfoza zamfiriană, dacă pot să o numesc așa. Eu am transformat naiul în lacrimă și lacrima s-a transformat în lumină. Deci s-a transformat într-o rugă națională și după aceea într-o rugă universală, care a devenit, prin ruga neamului, ruga planetară. Este un lucru extraordinar. Adică nu prea s-a întâmplat nici cu muzicienii cei mai mari, cei mai titanii lumii. Eu mă gândeam acum și făceam o sinteză a muzicii universale. Păi dacă atât de valabili au fost titanii lumii, titanii nu-i numesc, că sunt mulți, de ce n-au vindecat omenirea? De ce omenirea este bolnavă azi? Noi suntem bolnavi. Ne-am americanizat. Ne-am terminat. Ori americanul a făcut democrația cu pistolul. Aia nu e democrație. În secolul XVIII, la jumătatea secolului XVIII, America era goală. Când a fost război de independență, 1861-65 sau pe acolo, vă dați seama că ei aveau 13 state, dar până la 52 au mai rămas. Deci când s-a făcut această democrație, ca să-mi dai mie exemplu ce înseamnă să fie Gheorghe democrat? Sau Ion, sau Vasile, sau Dumitru, sau Ioana, sau Georgiana, sau Vasilica? Cum să fie acești oameni democrați? Noi avem democrație de la
strămoșii noștri, de la Decebal încoace, ăștia erau creștini înaintea lui Iisus. Noi am fost creștini înaintea Mântuitorului. Noi am fost creștini din neamul nostru, din seva noastră, din gena noastră. Noi ne-am născut pe o glie sfântă, în grădina Maicii Domnului. Când te naști în grădina Maicii Domnului, nu poți să te creștinești sau să te creștinizezi după anul 2000, de la după Iisus Hristos. Nu! Iisus Hristos ne-a dat mântuirea și creștinismul cu mii de ani înainte de venirea Lui. Deci noi avem o misiune terestră, o misiune celestă. Ce înseamnă apariția acestui volum aici la Craiova? Craiova și Oltenia are însemnătatea aparte pentru dumneavoastră. Este o realizare măreață, e un lucru extraordinar care nu mi s-a întâmplat de 40 de ani. V-am spus că prima monografie a apărut în 1974, scrisă de profesor dr. Victor Crăciun, care e în viață, trăiește, are aproape 80 de ani la București. Și uitați acum, după fix 40 de ani, 1974-2014, apare a doua monografie. Nu este un lucru întâmplător. Pentru mine este o plinire, cu atât mai mult cu când sunt oltean după mamă, sunt gorjan din moșnenii neauși, ei care erau liberi, moșnenii liberi care veneau din Daci. Deci moșnenii liberi din Gorj veneau, au genele lor în Daci, în Daci vechi, străbunii noștri. Deci cu atât mai mult sunt fericit și pentru mine e o împlinire măreață că s-a întâmplat aici la Craiova, capitala Olteniei. Nu putem să ne luăm la revedere de la maestrul Gheorghe Zamfir înainte de a asculta doinele și baladele sale, izvorâte din suflet de român care au cucerit o lume întreagă. Din aia plecat sunetul terestru. Aici s-au născut popoarele, aici s-au născut limbile, aici s-au născut civilizații. Aici am dat, de aici am dat limba românilor, de aici am dat limba francezilor, de aici am dat marvelous al englezilor. Eu cred că în momentul în care englezii au învățat limba lor, au fost bătuți de franceza la plat cu tu, și în momentul în care boxa francezii, mi-a dădea un percut, a zis, spune-mă merveilleux, și englezii spunea, marvelous. Dar toți se născut limba engleză. Zis, mă, noi suntem cei care v-am născut pe voi, voi veniți din noi. Râdeau, se tămâreau pe jos, asta spuneam, cu 25-30 de ani. Cu doi n-avea v-am ucer. Și așa a fost. Thank you.
Așa cum v-am obișnuit, în fiecare ediție a emisiunii Orizonturi Culturale, vă invităm să treceți pragul instituțiilor de cultură craiovene. Primul popas pe care vi-l propunem este Teatrul Colibri, unde cei mici și mari vor avea ocazia să vadă două titluri din repertoriul stagiunii 1965. Astfel, sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 18, actori Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur Prisăcaru, Daniel Mira, pun în scenă piesa Sarea în bucate, după Petre Ispirescu. Scenariul și regia poartă semnatura lui Valentin Dobrescu. Scenografia aparține lui Mihai Păstramagiu. Duminică, 26 ianuarie, de la ora 11, se va juca spectacolul de colecție Șoricelul și balerina de porțelan, după Alte Popescu. Adaptarea și regia sunt semnate de Adriana Stamate, scenografia de Eustațiu Gregorian, muzica de Alexandru Iosu. Vor da viață personajelor actorii Ionica Dobrescu, Alice Ianoș, Ala Cebotari, Adriana Ioncu, Oana Stancu, Daniel Mira, Iulia Cârstea, Rodica Prisăcaru. Marți, 28 ianuarie, de la ora 17, scriitorul Daniel Bănulescu este invitat la Scriitor la Tradem, un proiect cultural susținut de Casa de Cultură Traian Demetrescu a municipiului Craiova. Daniel Bănulescu, unul dintre cei mai importanti scriitori români de astăzi, membru al generației 1990, va susține conferința În șerpărie și va citi pagini inedite din romanul la care lucrează, precum și poeme. Evenimentul este prezentat de Nicolae Conde. Scriitor la Tradem este un proiect cultural inițiat în anul 2010 de Nicolae Conde, care și-a propus să invite în special scriitori români, a căror voce este inconfundabilă în contemporaneitate. Intrarea publicului la eveniment este liberă. Miercuri, 29 ianuarie, de la ora 18:30, va avea loc în sala Amza Pelea avanpremiera spectacolului Hotel Baltimore de Lenford Wilson, în regia lui Peter Schneider. Pentru mine, Hotel Baltimore este o piesă despre învinși care refuză să piardă. Sunt oameni curajoși, sunt supraviețuitori, spunea Lenford Wilson în vreme ce regizorul Peter Schneider notează. Bravura locuitorilor din Hotel Baltimore poate să nu fie evidentă. La urma urmei, cine sunt acești oameni totuși? Trei prostituate, un cuplu de funcționari de birou obosiți și șeful lor dispeptic. Niște rezidenți în vârstă, unul capricios, altul resemnat. Un tânăr plictisitor în căutarea unui bunic dispărut și o lesbiană intrigantă. Și nefericitul, mai tânăr frate al ei. Și totuși, când Mircea Cornișteanu, directorul general al Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova, m-a întrebat ce piesă americană îmi doresc să prezint la teatrul lui, am știut aproape imediat că voiam să aduc această navă de proști la malurile României. De ce? Pentru că eu cred că a fi om înseamnă să pierzi, indiferent unde locuiești și indiferent de cât de plin de succes ai putea sau nu deveni. Este pur și simplu o parte a condiției umane universale. Lenford Wilson, cu care am lucrat atunci când am început pentru prima dată la Teatrul din New York în anii 1970, a înțeles lucrul acesta profund. Premiera pe țară a spectacolului Hotel Baltimore va avea loc sâmbătă, 1 februarie, ea fiind precedată și de alte avanpremiere, joi, 30 ianuarie și vineri, 31 ianuarie, de la ora 18:30. Mulțumesc că ne-ați fost alături! Să aveți o zi frumoasă!